noastră, s-a ales cu prima bibliotecă stradală care își așteaptă cititorii. Ideea asta a fost lansată pentru prima dată în state și s-a bucurat de un succes enorm. Organizatorii speră că și chișinăuienii se vor arăta interesați de această inițiativă și sperăm noi nu se va distruge. Yep. De acum încolo, cei care doresc să-și ocupe timpul lecturând o carte în aer liber o pot face în fața centrului de creație Artico din Chișinău. Little Free Library este prima bibliotecă stradală din Moldova care a fost lansată de curând cu un scop nobil, promovarea cititului în mase. Cărțile sunt depozitate într-o căsuță improvizată care este deschisă pentru oricine, indiferent de vârstă. Această idee e foarte bună. Надо побольше по городу поставить, и в школах даже можно, чтобы были нормальные дети, брали и возвращали люди, а не рвали книжки. Какие карты у тебя сейчас читаешь здесь? Ну, мой Уна. Про что? Сыновья большой реки. Acest proiect are drept scop aducerea cărților mai aproape de oameni și educarea unui spirit responsabil de a împrumuta și respectiv a lăsa cărți. Noi încercăm să convingem oamenii să împartă cărțile sau să le transmită mai departe, fiindcă e păcat să stea undeva închise, în odăi în care nimeni nu intră sau chiar în biblioteci, unde uneori e mult prea greu să dai de o carte, fiindcă trebuie să aștepți mult timp, e și o parte de birocrație. Cititorii vor avea posibilitatea să împrumute cărți și să contribuie la mărirea bibliotecii stradale, aducând volume noi. Deocamdată, aceasta are un număr mic de cărți, însă organizatorii speră că chișinăuienii se vor arăta interesați și o vor completa. Noi ne implicăm un pic la monitorizarea cărților care apar aici, dar vrem să ne asigurăm că nu apar cărți cu conținut nerecomandabil unor categorii de vârste. Asta tot. În general, lumea are libertatea să aducă cărțile care dorește să le aducă. Asta tot. Little Free Library este o mișcare non-profit care a luat naștere în Statele Unite ale Americii, mai exact în Hudson, Wisconsin. Aceasta presupune construirea și întreținerea unor căsuțe pentru cărți, localizate în parcuri, stații, grădini publice și alte locuri preferate de locuitorii orașelor.